venit la conferința de presă de la Partidul Pro România. Voi avea mai multe subiecte pe care le voi prezenta. În primul și în primul rând, în urma ultimelor evenimente pe care s-au petrecut săptămâna trecută, mai ales în urma deciziei 161/26 a 5/2023, prin care mi s-a retras, serviciul de gospodărie comunală, cred că trebuie să făcute unele precizări, pentru că în emisiunile dumneavoastră, pe care le-am urmărit în weekend, s-au strecurat unele inadvertențe. Mai precis, mulți dintre telespectatori nu prea au înțeles unele lucruri, de aceea am hotărât ca astăzi să fac aceste precizări pentru ca locuitorii municipiului Pașcani să știe cu subiectul predicat care sunt datele problemei. O să fac un scurt istoric pentru a înțelege foarte bine lucrurile pe care le voi preciza. În primul rând, în urma alegerilor din 2020, la data de 18 noiembrie 2020, am fost ales de consilierii municipali Pașcani ca fiind viceprimarul în municipiul Pașcani, având 10 voturi din 19, adică majoritate. Această colaborare a fost stabilită de către domnul primar Pinchilie Marius și de către mine. Acesta s-a, în urma alegerilor, s-a deplasat la domiciliul meu, unde am împărtășit părerile privitor la viitorul orașului și am stabilit unele aspecte pentru a vedea dacă suntem într-un fel compatibili în ceea ce gândim, în ceea ce dorim să facem în municipiul Pașcani. Atunci s-a discutat și subiectul piețelor, subiectul lacului Peștișorul, despre străzi, despre investiții. Fapt pentru care, în final, după ce fiecare din noi ne-am spus părerea și doleanțele, domnul primar Pinchilie a stabilit foarte clar ca eu să am funcția de viceprimar cu sprijinul consilierilor PNL și votul colegului meu, Stamatin Constantin, și în conformitate cu organigrama care era la primăria Pașcani, să preiau toate compartimentele trecute în dreptul viceprimarului. Deci, între noi doi, între cele două formațiuni politice, nu a fost făcut un protocol în care să specificăm dacă eu mă supăr, plec, dacă tu te superi, plec. Deci noi așa ne-am înțeles la început. Dom'le, dumneata preiei atribuțiile viceprimarului, iar eu le preiau pe cele a primarului. Administratorul public, conform organigramei, are și el compartimentele lui, secretarul general, doamna Jitaru Irina, are și dumneata ei compartimentele sale. Deci așa am considerat că este bine această muncă în echipă să o pornim, fiecare cu compartimentele care sunt. Asta pentru a vă lămuri, pentru a nu mai crede că noi am făcut cine știe ce înțelegere sau nu. Totul a decurs din organigram. Primarul răspunde de compartimentele lui, viceprimarul de compartimentele lui, etc. Este adevărat că, așa cum poate unii dintre dumneavoastră spun, ar fi trebuit să stabilim unele aspecte clare privind la modul de colaborare, de cooperare
Sincer să fiu, vă mai spun un lucru la care m-am gândit înainte de a discuta cu domnul primar actual. Deci am gândit-o foarte mult vis-a-vis de aceste colaborări și știam că dacă voi face o colaborare cu PSD, cum de altfel cineva a căutat să, eu știu, să o facem, dar nu a căutat la Pașcan, ci a căutat la Iași. Fac o paranteză, deci la Iași colaborarea ar fi trebuit ca eu să susțin PSD-ul și să mă retrag, eu știu, din candidatul la viceprimar și să fie doamna Nedelu. Colegii de la Iași, la acea vreme, domnul Iacoban și cu domnul Abălașii, au întrebat, dăm un motiv pentru care să solicit așa ceva când omul ăsta a muncit, a făcut organizații în jurul Pașcanului, a muncit și în Pașcani, a avut o organizație numeroasă și iată că acum a ajuns în postura de a fi viceprimar. Bineînțeles că nu au existat argumente, fapt pentru care a fost refuzată din start. Și în baza acestor lucruri pe care le-am aflat la câteva zile, după ce au avut loc discuțiile, am stabilit să mă alătur, să colaborez cu Marius Pintilie, tocmai din dorința de a face ceva pentru locuitorii Pașcani. Așa cum ați observat, nu vreau să fiu rău sau rău înțeles, mai bine zis, în momentul în care aș fi făcut o coaliție, între ghilimele de rigoare, cu PSD-ul, majoritatea lucrurilor în Pașcani ar fi fost blocate. Am ales să facem exact ceea ce l-am rugat și pe primarul Marius Pintilie, haide să facem în fiecare an un obiectiv, să dăm ceva, să livrăm ceva locuitorilor din Pașcani. Deci cam astea au fost primele discuții. După care restul cunoaște. Vis-a-vis din prezența mea de la sediul PNL, nu știu, am impresia că l-a dit în emisiune, deci s-a comentat că am fost la sediul PNL, deci ar trebui să fie o înțelegere, vorba viitorul actualitate. Vreau să vă spun că în ziua în care am fost ales de colegii consilieri, am fost ales viceprimar, am mers la o discuție cu ceilalți consilieri. O discuție în care toți și-au arătat simpatia și au fost de acord ca eu să fiu în continuare să fiu aici. Și atunci s-a făcut acea fotografie în care apar eu alături de Marius Pintilie la sediul PNL. Nu asta este important, că de ce s-a arătat, dar am căutat să precizez ca locuitorii să știe și de asemenea și dumneavoastră. Eu consider că încă de la început am fost pentru a rezolva problemele municipiului Pașcani. Într-o discuție avută în zilele ce au urmat numirii mele ca vice, avută cu primarul Marius Pintilie, deci la întrebarea acestuia ce facem în continuare, ce proiecte abordăm, mi-am precizat foarte clar poziția de a continua toate proiectele care au fost făcute, la care s-au făcut studii de fezabilitate sau o parte din ele erau pregătite pentru implementare. Nu a fost niciun moment, cel puțin din punctul meu de vedere, nu a fost niciun moment în care să fi spus, domnule, nu le continuăm. Pe mine mă surprinde foarte mult acum când cineva reproșează, mă refer la cei din PSD, că noi nu am făcut niciun proiect, că noi doar proiectelor lor. Da, domnule, proiectelor lor. De ce? Pentru că un proiect, odată început, prin studiul de fezabilitate, după care se urmărește îndeplinirea proiectului, proiectare și execuție,
Deci nu îl poți face bătând din palme și îl faci în jumătate de an sau, eu știu, în maxim un an. Mai ales proiectul care, știți și dumneavoastră, merge foarte greu, cel de la Casa Pionierului, da? Au fost probleme cam la majoritatea proiectelor. Deci nu o spun cu răutate, nu o spun la modul cel mai sincer. La Școala Generală 3, pe lângă sumele care au fost alocate, și dumnealor știu destul de clar că au aprobat în ședințele de Consiliu Local suplimentări de fonduri pentru lucrări. Deci, nu poți să spui acum, domne, sunteți voi vinovați că ați vrut voi să mai dați niște bani. Nu! Noi ce sume am plătit, ce s-a dat, totul a fost dat pe lucrări, pe cantități, tot absolut. Am avut neșansa cu acest proiect de la piață. Tot în emisiune, am avut o emisiune, nu mai rețin exact unde, cineva spunea că dacă mi-am luat gospodăria comunală, voi rămâne cu piața, care este un bolovan greu. Vă spun drept, piața nu este niciun bolovan greu, din punctul meu de vedere. Sincer vă zic, compartimentul administrația piețelor, deci administrația piețelor, noi ne ocupăm, eu personal mă ocup doar de administrarea piețelor. Aș fi vrut să mă implic în proiectul pentru construcția pieței, dar asta e situația. Nu s-a ajuns încă la un numitor comun și nu s-a apucat nimeni de construit piața. La un moment dat am sugerat domnului primar, domnule, hai să renunțăm odată la acest proiect și să facem un alt proiect. Am avut o discuție aplicată cu dumnealui, chiar la locul faptei, acolo în piață, în Boale. El mi-a explicat părerea mea. A rămas să o studieze, să vedem despre ce vom face în continuare. Deci nimeni nu a vrut să omoare proiectul piață. Cel puțin din punctul meu de vedere, și nu cred că nici primarul ar fi vrut. Cel puțin din punctul meu de vedere și chiar și a primarului, eu cred că cineva totuși s-a lăcomit la niște bani. Mă refer la construcție. Zic, nu știu sigur. Pentru că e adevărat, au crescut și prețurile la materiale astea, dar parcă au sărit prea mult. Referitor la compartimentul administrația piețelor, vă spun un lucru cât se poate de clar. Am venit de la o sumă a încasărilor de vreo, eu știu, 80 și ceva de mii de lei și am ajuns acum la niște sume, deci ultima încasare care a fost făcută pe aprilie, deci fără a avea, eu știu, toate încasările la spații, pe luna aprilie 2023, deci pe o singură lună, s-a încasat 38.508 lei. Față de martie 2019, sau, eu știu, haideți să vedem la nivel de an, deci în 2019, în luna aprilie, totalul de la încasatori era de 7.226. Acum, gândiți-vă și dumneavoastră cam de câte ori e mai mare. De la 7.000 la 38.500. Și an de an, dați-mi voie să vă spun, piața și-a făcut încasatorii, cel puțin, și șefa pieței și-au făcut datorie. Cu toate sincopele pe care le-am avut, că oamenii lucrează multe ore, că este adevărat, ce pot să vă spun? Peste tot, problema numărul 1 a compartimentelor pe care le-am în subordine, dar chiar și a celor pe care le are primarul în subordine, ar trebui să gândească și la dumnealui, deci este personal. Numărul persoanelor care lucrăm.
Deci la toată viața avem un număr de 10 oameni, din care dacă scazi 3 distresat, îți rămân 7 oameni. Deci, ca să menții piața curată, ca să întâmpin toate problemele care sunt în organizare, în amenajare, să poți să dai și libere oamenilor, îți trebuie oameni. La gospodăria comunală, vă spun drept că am un total de 38 de oameni, din care 5 sunt TESA. Da? 5 oameni în echipă la ștrand, din care unul este în post natal. 5 oameni la asfaltare, din care unul pleacă la prins câini, pentru că la câini le avem 3 oameni. La compartimentul câini avem 3 oameni, 2 sunt la paduc și unul la primărie cu evidența, care de fapt este și secretar al domnului primar. Deci, să prindem câini. Da, luăm oameni din celelalte compartimente. Spre exemplu, de la cimitir, unde avem 4 oameni, la parcări avem 3 oameni, deci eronat cineva spune să-i dau dare de seamă cu activitatea celor 8 angajați. Nu, sunt doar 7 angajați, pentru că unul și-a dat demisia. Și oamenii ăștia, pe lângă măsurătorii și evidențele pe care le fac la cimitir, pe lângă trasările care se fac la parcări, mai merg și în echipă pentru prins câini, mai merg și în echipă pentru pus plăcuțele pe blocuri și pe străzi. Deci, în fiecare zi, permanent, echipele se formează și mergem unde avem nevoie, unde avem lucrări. Credeți că mare lucru poți să faci cu 5 oameni care sunt, spre exemplu, pe asfalt, pe asfaltare și reparații drumuri? Au fost momente anul trecut când am împărțit acești oameni în 2 echipe, o echipă de 2, o echipă de 3. Unii lucrau într-o parte, unii lucrau în altă parte, mai ales când am avut de reparat podețele de la Biștești. Nimeni nu este, cum să vă spun eu, bucuros că nu s-au făcut mult. Dar eu caut să încerc să vă explic. Pentru că, sincer să fiu, mie nu-mi pare rău că s-au luat acest compartiment. Nu. Pentru că așa poate eu știu, consilierii PNL și domnul primar își vor da seama că nu am nicio afacere cu domnul Popa, nu am nicio înțelegere de a-l carota și nu doresc să treacă timpul fără a face ceva în gospodăria comunală. Gândiți-vă că au fost momente în care inclusiv am luat mecanicii de pe utilaj și am muncit cot la cot cu muncitori. Deci am căutat în fiecare zi să facem câte ceva pentru municipiu. Vis-a-vis de discuția pe care ați invocat-o în emisiune, pot să vă spun că a fost o discuție, după părerea mea, din punctul meu de vedere, lămuritoare, în sensul că domnii consilieri PNL au întrebat ce se întâmplă, de ce nu se prind câini. Un exemplu. Și le-am explicat foarte clar. Dom'le, nu avem oameni suficienți. Deci dacă unul e secretar, dacă doi este patru, unul mai rup de la patoc și îl aduc aici. Unul care este la reparații drum și asfalt, are permis de portal. Pentru că cel care a avut și era pe acest compartiment, a murit.
Deci am încercat permanent să fac cumva să fie prins. De unde izvorăsc, nu știu, poate de acum încolo se vor găsi persoane care aduc și le dau drumul copiilor în oraș. Pur și simplu parcă izvorau. Și le-am prezentat domnilor consilieri, le-am spus foarte clar, domnule, avem lucrări de reparații, avem de prins câini, avem de pus tablițe pe bloc, avem, vă rog, împărțiți dumneavoastră la câte activități sunt, împărțiți dumneavoastră oamenii, dar în așa fel încât să știm că avem pe toată săptămâna activitățile pregătite. Și-au dat și ei seama și vă spun la modul cel mai sincer că alte motive nu au fost. Deci, i-am întrebat personal. Eram și eu și colegul de la Pro-România, domnul Stamatin. Și am întrebat, domnilor, vă rog să-mi reproșați când a fost o problemă, mi-ați solicitat să vă ajut, bineînțeles, pentru probleme, pentru oraș, și nu v-am ajutat. Pentru că la toate licee am ajutat. Tot când era vorba de câte o stradă, indiferent unde am ajutat, adică niciodată nu s-a pus problema să refuz, să nu ajut. Am ajutat și consilierii PNL, am ajutat și consilierii PSD. Deci nu am fost pentru unii mumă, pentru alții ciumă. Indiferent că unii, eu știu, poate au ceva împotriva șefului de serviciu, mulți au apelat la el direct și aflam doleanța de la el. Deci, pentru mine ce nu este explicabil este cum acum, la 2 ani și 6 luni, Popa a devenit o nucătare, nu mi-a luat cine expresie. Iar până acum, nimeni nu spunea nimic. Nu știu. Este adevărat că domnul primar, asta am aflat-o de la șeful serviciului, a făcut o vizită la ștrand. Dar atenție, vizita a fost făcută la sfârșitul programului. Sunt acele bonuri de la Etilotes, care au fost eliberate și pe care scria foarte clar ora 15:30. Deci erau în apropierea sfârșitului programului, una la mână, a doua la mână. Cei de la ștrand în ziua respectivă au turnat 1,5 metri de beton, 1,5 metri de beton, la căldare. Pentru că betonul trebuia pus în lucrările care au fost făcute și am depistat. Nu sunt de acord cu băutura, să nu mă înțelegeți greșit. Dar ăștia sunt oameni. Și nu erau la începutul programului, erau la sfârșitul programului. Încă o dată, vă repet, nu sunt de acord cu consumul de băutură. I-am și atenționat, le-am și spus. Și nu numai la cei de la gospodării comunale. La toți, și la seră, și la zilie, și la cei de la ajutor social, la fel. Din fotografiile pe care le-am tot pus, eu vă spun la modul cel mai sincer. De ce am hotărât să pun aceste fotografii? Deci, la început, când am văzut și eu și domnul primar că treburile merg foarte, foarte greu, am spus foarte clar, domne, noi trebuie să arătăm oamenilor că nu stăm aici pe scaun și ne uităm unul la unul, altul și spunem, dar de ce n-ai făcut aia? Dar de ce n-ai făcut aia? Dar de ce nu s-o făcut aia? Nu. Hai să arătăm că oamenii muncesc. Este adevărat. În compartimentele domnului primar nu putea altceva să facă decât să ducă în birou și să-i fotografieze în birou. Ce mare lucru era asta?
Și din acest motiv am hotărât, domnule, hai să pun să se vadă că să muncești. Deci niciodată nu a fost treaba pentru a lua pe persoană fizică. Dacă o să vă uitați cu atenție la postările pe care le-am pus, o să vedeți că nu vorbesc de Cristi Rățoi. Vorbesc de angajații primării. Dincolo de, eu știu, retorica asta cu panseluțe și oameni buni, haideți să ne înțelegem. Am mai evoluat puțin. Am ajuns la plante perene, am ajuns la larene, vor fi și crin, vor fi și bujori care sunt ploarea națională a României, au fost desemnați, da? Vor fi și iriși, astfel încât de la începutul anului și până toamna târziu să avem spațiile verzi pline de flori. Am doar câteva rapoarte de activitate de anul 2022, vă spun la modul cel mai sincer. Absolut toate compartimentele care au fost în subordinea mea au făcut raport cu exact ce am făcut în decursul anului. Nu vreau să spun și nici nu vreau să mă laud sau să mă victimizez. Deci, ce s-a muncit, s-a muncit. S-a muncit pentru locuitorii municipiului Pașcani, nu pe persoană fizică, pentru Rățoi sau pentru Vintilie. Și este scris negru pe alb. Nimeni nu poate să conteste. Vis-a-vis că unii spuneau, domnule, n-ai pus un metru de asfalt. Să mor tu când am pus eu un metru de asfalt. Și gândiți-vă că acest lucru l-a afirmat după ce, cu un an înainte, așa cum am putut. Chiar dacă a început școala, am finalizat unul din trotuarele din Fântâneri. Dom'le, sunt de acord. Poate nu a fost perfect, dar a fost un început. Și am dorit să facem. Anul trecut s-a făcut mai mult. S-a făcut o stradă, s-au făcut alte două trotuare, s-au făcut o parcare, s-a reasfaltat zona stadion și zona poligon. Adică am înțeles, poate nu ne-am ridicat la un nivel, dar haideți să avem pardon că în 2 ani jumătate vă spun sincer, da, recunosc, se puteau face poate mai multe, dar erau nevoie de proiecte de investiții. Și vis-a-vis de faptul că noi nu avem proiecte, ar trebui colegii consilieri PSD-PMP să vadă că și ei au votat aceste proiecte. Aceste proiecte, mai devreme sau mai târziu, vor trebui, dacă ajung la putere, să le facă ei. Și atunci cineva, poate din opoziție, se întrebe, domnilor, cum e acum când nu ai tu proiectul tău și trebuie să faci un proiect din urmă? Eu vă spun la modul cel mai sincer. Toată această stare, tot comportamentul acesta care e în Consiliul Local, mie mi se pare foarte nociv. Foarte, foarte nociv. Dom'le, s-a întâmplat ce s-a întâmplat înainte. Acum haideți să discutăm, să analizăm. Unul cu o experiență mai mare, altul cu o idee, poate. Haideți să mergem să facem ceva pentru municipiu. Așa doar de dragul de a ne arăta cu degetul și o să se suferi pe mine, dar și să fim așa ipocriți, parcă nu mi se pare corect. Nu mi se pare corect. Adică 2 ani de zile în urmă ai stat liniștit, nu ai spus nimic, acum apar și începi să faci ca nu, că ați tăiat bani de la educație, că ați tăiat, că ați făcut. Apropo, banii de la culte, cultură, sport, nu au fost tăiați.
Ceea ce trebuia să înțeleagă vorba aia, că este director de unitate școlară, doamna Nedelcu, de la ea am pretenții. Ceea ce trebuia să înțeleagă și ce am spus de altfel și în conferința de presă, când a fost vorba după buget și chiar și în buget, am spus foarte clar. Avem CSM-ul, avem Casa de Cultură, avem Biblioteca Leonard Gavriliu, pe care le-am ajutat, le-am dat fonduri tocmai în ideea de a externaliza aceste activități. De ce să fac eu cross-ul? De ce să nu-l facă CSM-ul? Care este obiectul de activitate a CSM-ului dumneavoastră? Sau cu șarul? Dacă doamna de la doamna Mihaela Coșocaru de la bibliotecă are o vastă experiență în spate. Atâția ani sunt, am înțeles că a 15-a ediție, da? Dacă are așa o vastă activitate în spate la șac, de ce să nu-i dau ei să se ocupe de organizare și tot ce este acolo? Da, noi primăria mergem în parteneriat, le dăm bani, îi lăsăm pe ei să se organizeze și să facă ceva care să fie frumos pentru oraș. Sau Casa de Cultură, la fel. La Casa de Cultură, vă spun sincer, anul acesta, din cauza sumelor care au fost vehiculate pentru a fi investite în proiecte, ultimele trei luni au rămas pentru a stabili atunci sume care să le punem pentru diferite activități. Dar se vor face toate activitățile de la sfârșitul anului, din ultimul semestru. Trimestru, pardon. Deci, sunt multe de discutat, sunt foarte, foarte multe care mulți spun de că ne ocupăm numai de flori și de astea. Este adevărat. Asta se vede cel mai rapid. Așa cum vedeți și dumneavoastră, avem făcute niște spații reabilitate anul acesta. Anul trecut am avut 10 proiecte. 10 proiecte pe care le-am finalizat. Anul acesta am trecut la un alt nivel. La proiecte mai mari. Pentru că nu este chiar așa de simplu și ușor cum a fost pe strada grădiniții, cum a fost aici la bibliotecă sau cum va fi aici, cum va fi în parc, cum va fi la catedrală. Pentru că toate aceste proiecte noi le-am gândit de anul trecut, am prins anumite sume, singura neșansă a fost că nu prima dată s-a spus să mergem pe achiziție și montaj pentru sistem de irigat și acum se cere altceva. Nicio problemă, o să facem așa cum trebuie, adică să vadă și colegii consilieri, domne, uite, pe asta se cheltuie banii ăștia, pe asta banii ăștia, pe asta banii ăștia. De asemenea, am prins bani, tot la seră, și pentru ceea ce v-am spus mai devreme. Să avem și iriși, și bujori, și crini, adică să mergem tot timpul anului să avem flori în oraș. Cum de altfel pot să vă mai zic că anul acesta am depășit și anii anteriori. Doar n-am depășit timpurile când tatăl meu se ocupa de oraș. Am ajuns la 300.000 de flori anuale, 20.000 de flori bianuale și 5.000 de crizanteme. 130-140.000 de fire în cel mai bun an al doamnei Nedelcu ca viceprimar. Și atenție, sunt aceleași condiții. Și mă zbat pentru a face un corp de seră. Am făcut toate diligențele și toate documentele până acum pentru casarea vechilor corpuri de seră și vreau să fac două corpuri de seră, dacă voi mai avea timp. Dar până acum am depus toate diligențele pentru casarea acestor. Nu este ceva deosebit, nu este o construcție fantastică, dar se cere pentru oraș.
Se cere pentru oraș, se cere pentru locuitor și mie mi-ar fi plăcut exact cum și dumneavoastră ați specificat, pe unele rețele de socializare, foarte mulți îmi spuneau, domnul Vici, ce frumos ar arăta dacă la balcoane ați dat niște glastre cu flori cu astea. Domnule, pot să-ți dau flori, dar glastre nu am acum. Nu am bani pentru așa ceva. Da, într-adevăr, s-ar vedea foarte frumos. Toată strada grădiniții, de la intrare, de la pod la siret, până la ieșire, la caupă. S-ar vedea foarte frumos. Și ăsta este proiectul care m-am gândit pentru la am început deja anul acesta, am plantat copaci. Dacă ați văzut când ați trecut prin zonă, gardul viu care l-am tuns acum 2 ani, toți mă înjură. Că era așa frumos, că era, s-a dus vreunul să vadă anul ăsta ce spune doar, că era mai alt dintr-un cap în altul. Toată lumea critică esplanada, că ai stricat bunătate de... Eu cred că și esplanada va arăta foarte bine. Gândiți-vă, ca să vă dau un exemplu clar, eu nu solicit nimic altceva decât ca locuitorii municipiului Pașcan să se gândească că o curte cu flori nu obții într-un an. În 2, în 3, în 4. Eu ceea ce postez la mine pe pagină, eu spun spre 10 ani și în fiecare an tot am mai adăugat, am mai pus, am mai gândit, am mai compoziții florale și tot așa. Deci nu poți să spui că în 2 ani jumătate cât avem noi, trebuia să fie totul perfect. Alții au avut mult mai mult timp la dispoziție. Gândiți-vă că la momentul când am ajuns la încălzitate de viceprimar, când am ajuns la seră, deci primul lucru, prima discuție a fost cu domnul primar, dacă mai ținem serele, și i-am spus foarte clar, vreau să fac întâi un calcul și să vedem dacă este rentabil. Și în anul ăla, în condițiile pe care le vedeți la seră, am scos exact cât s-a scos în anii din urmă, cel mai numeros număr de flori, 130. Și de atunci tot am urcat. Am urcat la 220, acum suntem la 325. Deci dacă am avea condiții și două corpuri de seră, vă spun că ar fi flori... Deci nu numai și acum mai dăm flori și la instituții și... Deci legal, pe bază de cerere, dar ar fi flori peste tot. Anul trecut am avut 20.000 de firme, solicitări. Și am onorat toate solicitările. Acum la fel, se dau. Onorăm și acum. Vis-a-vis de gazon, iarăși, pot să vă spun că în primul an, 2021 am pus 800 de metri pătrați de gazon, în al doilea an am pus 1,6 1600 de metri pătrați, iar acum avem un hectar. Până la sfârșitul anului punem un hectar de gazon. Deci nu văd răutatea asta din partea unor colegi, nu văd cu ochi bun. Dom'le, bun! Dovedește că ești mai bun, vino, fă mai bine, dar așa doar de dragul de a critica, doar de dragul de a întreține o stare de nervozitate, de ceartă, de... Nu cred că își are sensul și nu cred că este benefică pentru oraș. Pentru oraș sunt bune proiectele care proiecte să fie sustenabile. Așa cum v-am zis de proiectul de la strada grădiniții de la intrare până la sfârșit. Discuția care am avut-o cu domnul primar chiar vineri, când au hotărât să ia gospodăria comunală. I-am zis de
cele două parcuri pentru copii. Unul la blocul C5 și unul cel de la Murzasca, pentru care am solicitat oferte. Sper ca domnul Popa să meargă mai departe, să facă caiete de sarcini și să facem într-adevăr achiziție și montaj. Pentru că se poate lucra foarte bine în colaborare cu Serviciul Spații Verzi și Seră, să amenajăm aceste două parcuri, într-adevăr, să fie alături de cel din spate de la Riama, să fie o tripletă de parcuri frumoase. Și bineînțeles, la anul m-am gândit la cel din spatele blocului din fața Bisericii Sfânta Vine. Voi vedea aici ce voi face pe aerodrom, acolo, la Biserica pe stil vechi. Și acolo trebuie. Dar toate le voi lua încet și pe rând. Acolo se impune și plantări de copaci, de arbuști. Deci, unde vor fi din aceste lucruri, mă voi implica și voi face ceea ce este de făcut. Deci, efectiv, faptul că acest serviciu gospodăriei comunale a fost luat de la mine, de către domnul primar, v-am spus și vă repet. Nu mă deranjează absolut deloc. Singurul lucru care mă deranjează este lipsa de încredere. Pentru că cineva atunci s-a exprimat cum s-a exprimat. Și asta, într-adevăr, a durut. Dar niciodată, și când spun niciodată, niciodată rămâne, nu am făcut nimic pentru a-i bloca ceva. Tot timpul am stat, m-am consultat, pentru că erau, la un moment dat, erau și sugestii, sau mă rog, se întrebau de la posturile de televiziune, dom'le, dar nu au fișe de evaluare? Nu, noi nu ne-am făcut fișe de evaluare. Noi dialogam când nu aveam păreri diferite. Asta e. Eu aveam părerea respectivă, domnul primar a altă părere. Până la urmă, am mai lăsat eu. Am mai lăsat și dumneavoastră. Și am mers în continuare, la fel și acum. Eu, sincer vă spun, chiar nu am nicio treabă, nu am nimic de împărțit cu primarul. Vrea să vadă? Foarte bine, să vadă. Și vis-a-vis de că cineva punea pareu că Mariu Leacă și îmi dă o brâncă. Parcă la actualitatea, dacă mi-amintesc eu bine. Oameni buni, înțelegeți un lucru. Deci, sincer, din tot sufletul, am venit să fac ceva. Dacă cineva, eu știu, vrea să mă exclude, să-și retragă sprijinul politic, domnilor, nu aveți decât. Eu mi-arăt în continuare disponibilitatea pentru cetățeni, pentru a face ceva și a face ceva util. Ceva vizibil. Ceva care, într-adevăr, în urmă, să se spună. Dom'le, asta a făcut o echipă a Pintinii Rățoi. Și noi nu vom pune etichete. Și nici nu vom spune că suntem noi cei care am inventat roata. Dar trebuie făcut în continuare. Este adevărat, sunt multe, multe, multe lucruri de făcut în oraș. Cineva spunea că nu le prioritizăm. Se înșală. Se înșală. Întrebări? Cam asta a fost în mare. Aștept întrebări din partea dumneavoastră. În măsura în care pot să vă lămuresc, vă lămuresc. Dacă nu, o să mai facem conferință de presă.
măcar din două în două săptămâni, la sediul Pro România. Am ales acest loc pentru că e bine ca partidul să se facă văzut, una la mână. A doua la mână, la primărie, este conferința de presă în care tot timpul discut cu dumneavoastră. E bine să facem și aici. Vă rog. Da. Rugămintea mea este să răspundeți pe scurt. Da, ok, eu imediat trei întrebări. Referitor la discuția avută cu primarul Marius Pintilie la începutul mandatului, de fapt după alegeri, că atunci a fost înțelegerea. Atunci când a venit la mine. Da. La aia vă referiți. Da, spuneți. Da, dar dacă mă lăsați și mă întrebi, trebuie să înțelegeți. Deci noi am avut discuții și la mine și la după alegeri. De asta. După alegeri. Păi după alegeri. Eu am vrut să vă întreb când a avut loc discuția de la Iași, cea cu referire la sprijinul care v-a fost solicitat să-l dați pentru doamna Gabriela Nedelcu și când a avut loc discuția cu primarul Marius Pintilie. Discuția de la Iași, alegerile, dacă mi-amintesc bine, a fost pe 20, da? Sau pe 20? Da, pe 20 au fost alegerile. Deci, după aflarea rezultatelor, la o zi jumate am fost sunat de colegii de la aici. Și am mers și am discutat cu ei. Și atunci mi-au zis că doamna Nedelcu a solicitat să facem coaliție cu PSD-ul și să vă lăs pe ea, să o lăs vice. Și discuția cu domnul primar prima, când a avut loc, referitoare la... Prima, tot după alegeri, a fost undeva la vreo... M-a sunat a doua zi după aflarea rezultatelor. Deci m-a sunat la două zile, da? După aflarea rezultatelor și întâlnirea efectivă a fost undeva la o săptămână. După alegeri? După alegeri, da. Am înțeles. Referitor la serviciile coordonate de dumneavoastră și lipsa personalului din primărie, așa cum ați spus, pe anumite sectoare de activitate, de ce nu este posibil ca la Primăria Pașcani o parte din aceste servicii să fie externalizate în cadrul lucrării? De reparații de trotuare, de... După cum ați văzut, s-a externalizat reparațiile la scări. În fața primăriei. Piațetă. Acolo face... Da, piațetă. Pe scările primării. Păi, vorbim de cele care... Deci, eu vreau să vă spun un lucru. Această... Noi vrem să externalizăm. Dar nu poți să externalizezi tot. Primăria ia și dă toți banii din așa și ține oamenii degeaba. Da, am zis o parte. O parte vor fi externalizate. Vor trebui refăcute trotuarele. Da? După ce apa vitală... Și ăsta este un aspect. Deci toată lumea țipă și urlă de trotuare, de străzi, de... Păi, fraților, haideți să vedem. Proiectul Apei Vital va strica o grămadă de străzi și de trotuare. Cineva îmi spunea de trotuarul de la constructorul spre Jis. Strada Grădiniți. Păi, ați văzut cum arată acum? Eu am încercat pe cât posibil și prin mesaje și prin tot absolut, le-am spus oamenilor, domnule, să termine Apa Vital, și vom repara în urmă. Apa Vital repare, dar terenul nu ți-l dă imediat după ce face lucrări. Deci vor fi lucrări care vor fi externalizate. Trotuarele pe 1 decembrie, 1918, cel puțin, astea au fost discuțiile dintre mine și domnul primar. Acum se va vedea. Străzile, iarăși, pe Anghia Salinii, nu tot la fel, dar nu le vom face. Va face o firmă, se va scoate la licitație, tot absolut. Da, ați spus, de asemenea, în cadrul conferinței de presă, că legat de proiectul de modernizare a pieței din Vale, că aș fi vrut să mă implic, dar nu s-a putut. Da. Păi, cine nu v-a lăsat și ce anume v-ați fi dorit să faceți, dacă... Deci eu am spus foarte clar, când am văzut proiectul acesta, s-a blocat. Deci eu la proiectul Piața Vale
Am avut, dacă mi-amintesc bine, 5 întâlniri. Atât. Atât am participat la 5 întâlniri. În rest, ce discuții au fost, chiar nu le cunoști. Da, am înțeles. Și ultima întrebare. Vă rog. Care va fi modul de colaborare? Că va decurge activitatea dumneavoastră în relația cu primarul și care va fi relația PNR cu România pe viitor? Vi se pare cumva cum mă comport altfel? Am zis de viitor, domnul. Păi tocmai. De viitor, la fel va fi. Pentru că eu caut să fac ceva pentru oraș. Știu, unii spun că slugă, alții zic că mă rup gâtul. Dom'le, las să văd și eu. Eu v-am spus. Am lăsat de la mine foarte mult. Dar las, dacă vă amintiți și în emisiunile de la dumneavoastră și din pre-campanie și din campanie în 2020, am zis un singur lucru. Compromisul care îl voi face în Pașcani va fi compromisul pentru oameni. Atât. În rest nu voi face niciun compromis. Nu mi-am băgat banii în buzunar, nu mi-am luat spații, nu mi-am luat sedii, nu mi-am luat nimic absolut. Deci compromisul care îl fac, îl fac pentru oameni. Și după cum v-am mai spus, nu vă mai repet o dată. Nu am de ce să-mi dau demisia. Adică, domnul primar a zis că nu-i mulțumit de cum merge la gospodării comunal. Bă, nu sunteți mulțumit, luați-l. Nu puteam acum, și dumneavoastră, pe de o parte mi-ați dat dreptate, pe de o parte a spus un semn de întrebare. Bă, dar când o veniți, nu avea decizii, da? Și atunci, în momentul în care am spus prima dată, doamne Jitaru, că trebuie dată dispoziție cu compartimentele, ne-a a zis nu, e de ajuns organigrama. Organigrama care, parafrazând cineva, e un desen. Da? Și știam foarte clar că atunci, la momentul respectiv, trebuia dat. Am zis o dată, am zis de două ori și a treia oară am spus-o la dumneavoastră în emisiune la Actualitate. Și cum am spus-o la dumneavoastră în emisiune, s-a făcut. Da, domnul, poate. Așa am fost atunci. Deci, am zis de două ori, dacă nu chiar și mai mult. Și a treia oară, când am mers atunci, domnule, totuși, și vă spun că era, trebuia legal, deci, credeți-mă, eu aș fi putut să stau așa, primarul oricând putea să intervină, să niciodată nu s-a pus problema, și chiar și după ce mi-a dat dispoziția, dacă a intervenit după vreo treabă, domnule, primar. Răspunderea nu era a mea. Atât timp cât nu este dată decizie. Pentru că eu nu răspundeam de niciun sector. Și am vrut să fie corect și legal. Asta înseamnă că trebuie să gândesc mai des, până la noi, că se rezolvă problemele. Doamna Jitaru, poate. Nu, asta îmi spuneți mea. Dar și am făcut aprecierea, m-am gândit și mi-am spus un punct de vedere ca jurnalist. Am spus că m-am gândit așa că o să vă dați demisia, dar nu am spus că ar trebui să o faceți. Nu. Asta era ideea. Nu era. Liniștiți-vă, nu sunteți singurul care... Nu am spus că trebuie să vă dați demisia. M-am gândit eu, poate am greșit, dar asum ceea ce am spus. Stați liniștiți, că nu era numai la dumneavoastră a vrut de asta. Încerc să clarific câteva chestiuni. Vi s-a luat serviciul de gospodărie comunală în urma criticilor făcute, apărut în presă, și făcute de către cei din opoziție, adică posibil pentru o eventuală imagine negativă în spațiu public, pentru că tot ați pomenit ce a apărut în presă, la televiziune, ce a spus PSD, ce n-a spus PSD-ul. N-aș putea să vă spun dacă în urma criticilor, dar bănuiesc, pentru că vă dați seama, când ești supus la un tir, și de cei din
opoziție și din cei care n-au depășit nivelul parțialului și din ceilalți, din colaboratori, probabil că. Deci la întâlnire atâta, domnul primar a zis cu subiect și predicat că nu se mai înțelege cu nimic. Și atunci am întrebat care sunt... Am înțeles. Dumnealui spune că nu se mai înțelege cu dumneavoastră. Dumneavoastră vă mai înțelegeți cu ea? După cum vedeți, eu îmi văd de serviciu, strâng mâna, discut cu el. Am înțeles asta. Dar vă mai înțelegeți cu el pe linie de serviciu. Adică el nu se mai înțelege cu dumneavoastră. Da. Dumneavoastră vă înțelegeți cu ea? De tot timpul m-am înțeles. Domnul Cojocaru, haideți să vă spun un lucru. Vis-a-vis de toată activitatea mea în cadrul primării. Deci, tot timpul domnul primar, la început, este adevărat, cam în primele, eu știu, două luni, până ne-am coordonat noi și am mers pe aceeași lungime de undă, domnul primar știa ce fac unde asta, pentru că la un moment dat mi-a zis, măi, mă întreabă și pe mine lumea pe stradă, da, domnule, uite, mă duc acolo, mă duc acolo. Ca să nu uite sau, eu știu, să nu... Nu a auzit omul, poate nu m-a înțeles sau m-a exprimat eu aiurea. Am trecut la faza cu programul pe hârtie. Îmi pare rău că nu am ajuns să vă arăt. Fiecare compartiment, gospodărie, așa, făceam în fiecare zi. Deci am făcut programul, îl prezentam domnului primar în copie, după care domnul primar și-a manifestat dorința de a face împreună la dumnealui în birou și am mers la dumnealui în birou. Și eu și... Edimărea, la început am fost reticent și am zis, dom'le, întâi îți spun, pe urmă dau scris, acum las-o mai... E adevărat, nu am fost înțelegători la început, dar pe urmă am zis, stai, și tot atâta, că doar nu am nimic de ascuns, nu am nimic de ascuns. Și am mers și făceam programul, vinerea la sfârșit, pentru o săptămână în curs, explicam exact ce face gospodăria, mergem, facem aia, facem aia, facem aia, facem aia. Dumnealui, și drept spunea, vreau și eu treaba asta. Da, domnule, prindeam un program. Nu a fost ceva care, domn primar, ai fi vrâma ta, dar nu vrei. Bun. Primarul a spus că nu mai are încredere în dumneavoastră. Dumneavoastră mai aveți încredere în primar? Nu știu dacă domnul primar a zis treaba asta. Asta a spus dumneavoastră, așa nu, eu am zis altceva. Deci, ceea ce m-a durut cel mai mult este afirmația consilierilor care au făcut-o. Că ce ceva nu se învârte rotund, că popa e el unecos, că e o nucătare, că... Și atunci am înțeles, și cineva cam așa a dat de înțeles, a zis, dom'le, dacă e vreo înțelegere, și asta înseamnă o notă de neîncredere. După o mila mea părere. Deci, tot aici am ajuns. Dumneavoastră aveți încredere în primar? În situația dată? Vă spun sincer, la viața mea, tot timpul am crezut. Și încă cred că în fiecare din noi este ceva bun. Și nu mă interesează ceea ce este rău. Pe mine mă interesează ce este bun. Am înțeles. Trei întrebări mai am, pe scurt. Nu. A mai fost o situație, o relație, la început bună, pretensionată între viceprimar și primar, Crăciunescu primar, Ioniț viceprimar. La fel a început cu retragerea atribuțiilor și până la urmă nu s-au mai înțeles de rău. Aș vrea să știu dacă este o linie roșie care n-ar trebui să fie depășită între dumneavoastră și primar. Dacă cumva este o lună sau două sau înainte de campania electorală, vine primarul și spune păi nu vă mai ocupați nici de aia, că sunteți vinovați sau nu ați făcut, sau nu ați făcut suficient. Este o linie roșie peste care nu veți trece sau veți accepta absolut orice până la sfârșitul mandatului? Haideți să facem un joc de imaginație. Dacă până acum am rămas și v-am spus de ce. Pentru că fac compromisul pentru oameni. Care să fie linia aia roșie? Credeți că eu nu știu ce mă așteaptă? Credeți? Am spus-o de nenumărate ori. Ce vă spune? Cât
sunt aici, muncesc. Este o linie roșie, răspundeți? Nu știu dacă cumva singura linie roșie... Să mă juri. Și atunci, chiar nu mai. Am înțeles. Deci, atunci... Am înțeles, Pop ar fi... Dar nu vreau să dau idei. Pop ar fi de vină? Subiectul? Deci, mulți, să se inginez Pop? Nu, nu e Pop așa de important. Stați liniște, dumneavoastră, chiar credeți Pop e cel mai important din Balcani. Așa spunea, sau nu cât are? Nu, foarte mulți, deci, l-au luat el căruță. De ce? Pentru că el răspunde de tot ce înseamnă activitatea asta gospodăriei comunale. De la reparat străzi, punți, uliți, fundacuri, sau mai știu eu ce, Doamne iartă-mă, și până la pus asfalt. Și mi s-a reproșat că nu subordonați? Și da, mi s-a reproșat că, domnule, sunt multe lucrări întârziate. Frate, și eu știu că sunt întârziate, dar să mă ierte Dumnezeu. Piatra de-abia a pus-o semna contract. Nu ținut de mine. Deci odată ce s-a făcut documentația, s-a ridicat pe seap, s-a... La asfalt, din ce știam de la tot Popa, nu s-a prezentat nimic. Deci sunt chestii care, oricât am încercat, pot să spun că toate sunt așa, dar la asfalt nu te bagă nimeni în seama acum. Pentru că toți vor lucrări mari de amergură. Acum noi ce avem? Avem niște cărteri și până s-o scoate proiectele cu străzi. Până, eu știu, mă rog. Și ultima întrebare. Mă rog. Apropo, am cumpărat WC-urile alea, toată lumea spunea de WC-urile alea. S-au făcut documentații, mama documentații, avizii, paravizii, s-au găsit și constructori, s-au dat și prețul. Acum vedem. Compartimentul a fost luat domnul primar, să vedem. Trebuie să dea ok pe... Va fi mai bun domnul primar la gospodării comunale decât dumneavoastră? Poftim? Va fi primarul mai bun decât dumneavoastră la gospodării comunale? Nu știu, domnule, dar e un succes. Fii bun. Sincer. Ultima întrebare. Pentru că sunt chiar multi, multi care trebuie să le rezolvi. Am înțeles. Și în jurăturile sunt tot așa. Cum? Codificate. Ultima întrebare. Urmează un an electoral cu patru rânduri de alegeri. Să intre, cred, din punctul meu de vedere, într-o logică electorală. Asta așa. Credeți că acțiunea, dispoziția dată de primar, are legătură cu faptul că anul viitor vor fi alegeri. Și am să mă explic. Urmează, sunt programate lucrări, investiții, până la sfârșitul anului și anul viitor, în mod evident. Iar aceste investiții, dacă vor fi făcute, ar trebui ca câștigul sau meritul să fie împărțit între dumneavoastră și primar. Câștigul electoral. În situația asta, în echipă, așa cum lucrați cu el. Nemai fiind dumneavoastră în această funcție, practic, toate meritele ar urma să fie asumate de PNL. Eu am auzit, vă întreb dacă nu cumva se încearcă pas cu pas forțarea schimbării dumneavoastră din funcție, așa încât PNL-ul să primească un viceprimar și să fie toate meritele asumate de PNL. Un viceprimar din opoziție, fiți mai... Nu, din PNL. A. Păi, nu cred că PSD-ul își va dori să facă asta. Stați și cu viceprimar din PNL. Și atunci, vinovatul de serviciu, probabil, veți fi dumneavoastră și primarul și echipa lui vor fi cei care au făcut, au văzut la bun sfârșit și așa mai departe. Dacă credeți că e posibil un astfel de scenariu, având în vedere că în aceste zile este și un sondaj de opinie noastră. Și din câte știu, rezultatele nu sunt atât de favorabile. Eu și să... Că nu sunt favorabile, v-am zis, nu cum am nici vicii, nici primar, așa că...
Deci credeți că ar fi posibil un astfel de scenariu? Dacă e, după logica mea, nu cred. Adică dacă PSD-ul a bătut palma cu PNL-ul. Pentru că 8, 8, 2 și 1. 8 și cu 1, 4, 9. 8 și cu 2, e dar consilierii PNL votați împotriva dumneavoastră, ce e atât de greu? Nu, dar eu n-am zis, ferească domnul, tot nu s-a stai domnul, nu-ți bătut în cuie. Bun.